Iulia și Vlad se pregăteau să devină părinți de la o zi la alta. Lucrurile pentru fiul lor au fost cumpărate cu mult timp în urmă, iar viitoarea mamă încerca să facă curățenie în noul apartament cu două camere la timp pentru naștere. Tinerii au economisit timp de șase ani și abia apoi au decis să facă un copil. Iulia și-a dorit întotdeauna să trăiască separat de părinții ei, în special de soacra ei, cu care avea o relație tensionată. Fata nu-i plăcea faptul că Tamara o învăța în mod constant despre viață. Într-o zi a spus femeia acest lucru, iar femeia s-a simțit ofensată multă vreme. Așa că și-au limitat comunicarea la vizitele de sărbători. Dar în așteptarea unui nou membru al familiei, totul s-a schimbat. În ziua stabilită, Vlad a dus-o pe Iulia la maternitate dintr-un oraș vecin pentru a fi monitorizată în timp ce aștepta contracțiile. În curând, mama lui l-a sunat și i-a spus că vine în vizită. În timp ce nora ei era plecată, Tamara a decis să facă un audit al apartamentului tânărului cuplu. Nu a așteptat mult și a sosit în seara următoare. Ce hol confortabil aveți! A lăudat mama, mi-aș dori să am un dulap cu oglindă, ar fi foarte convenabilă. Nici o problemă, putem face unul la comandă. Vrei să-l sunt mâine pe prietenul meu ca să-ți trimită un estimator? A spus Vlad. Nu-i nevoie, mai târziu. Îi spuse Tamara, cercetând împrejurimile. Vlad i-a oferit mamei sale un ceai, dar ea nu avea timp pentru asta. Doamne, de ce a târnat Iulia perdelele astea? Ce păcat! Acestea strică aspectul bucătăriei voastre. Nu știu, doar perdele obișnuite. Dar avem o bucătărie lucioasă, strălucitoare. Da, trebuie să o ștergi în fiecare zi, ca să nu se păteze. Probabil că soția ta o curăță o dată pe lună. Lasă-mă să-ți aduc un ceai. A spus Vlad pentru a-i distrage atenția mamei sale. Măcar mănânci singur! Arăți slab! Am adus niște plăcinte cu carne, sunt delicioase și suculente. Ar trebui să-ți fac niște supă, niște carne, ca să poți mânca cum trebuie. Nu am nevoie de nimic. Am totul. Mamă, nu-ți face griji! Lasă-mă să văd ce ai în frigider. Tamara a deschis ușa fără rușine și s-a indignat. Ce mizerie aveți aici, nu-i așa? Cu ce se ocupă Iulia? E în concediu de maternitate, are destul timp și e un coșmar aici. Haide, nu te lua de mine. Dar oaspetele se dusese deja în cealaltă cameră să se schimbe. Avea treningul la ea, era evident că Tamara știa că ea se va ocupa de apartamentul fiului ei la început Vlad a luat cu umor nerăbdarea ei. Abia o oră mai târziu și-a dat seama că mama lui vorbea serios despre remedierea deficiențelor Iuliei. A trecut în revistă conținutul frigiderului, a aruncat brânza pe care o credea stricată și apoi a început cu congelatorul. Aici Tamara a avut multe de făcut, pelmeni vechi. Era indignată. Ce porcărie mănânci, Gătește ceva soția ta. Bineînțeles, pelmenii sunt doar o măsură de precauție. Câtă dată se poate, mamă? Îmi plac pelmenii, de exemplu. De casă, da. Dar este o prostie să cumperi toate acele produse chimice. Vlad doar a râs și apoi s-a întors la telefon. Slavă Domnului că avem carne. O să-ți fac niște pârjoale și niște supă. Aveți ceapă, usturoi. Unde sunt cartofii? Vladia a adus mamei sale ingredientele necesare și a plecat la magazin pentru că se săturase să-i asculte prostiile. S-a întors două ore mai târziu, iar mama lui încă nu se ducea acasă, deci se apropia de lăsarea serii. Mamă, vrei să te duc acasă? Nu, o să rămân aici în noaptea asta. Vreau să mă uit prin garderobă. Hainele cad de acolo. Vlad a fost surprins. Pentru că întotdeauna crezuse că soția lui avea totul aranjat pe rafturi. Dar Tamara Andrivna știa mai bine. A rămas și a doua zi. În timp ce Vlad era la muncă, mama s-a pus totul în ordine. Comoda și dulapurile erau aproape întoarse pe dos. Nu-i plăcea totul. Aveți pătuțul, dar unde veți înfășura copilul? Nu există un loc pentru asta. De ce să înfășurăm? Cred că bebelușii nu ar trebui să fie înfășurați din prima zi. Tu, tăticule, trebuie să-l înfășori ca să nu se sperie cu mânuțele și să doarmă liniștit. Cred că vom merge pentru masa de schimbat în acest weekend. În plus, nu este doar pentru înfășat. Și este confortabil pentru a îmbrăca copilul pe ea. Vlad nu s-a certat cu mama sa, dar Iuliei nu i-a plăcut faptul că Tamara este acum proprietara apartamentului lor. Putem decide singuri dacă ar trebui sau nu. Iulia s-a indignat la telefon. Iulia, calmează-te, încă avem nevoie de masă. Nu știa încă că soacra ei se instalase în sfârșit în casa lor. Vlad era obișnuit să locuiască împreună cu mama lui și începuse să se plictisească de prezența ei. Dar Tamara, după ce a plecat acasă pentru câteva ore, s-a întors definitiv. Ea și-a asigurat fiul în fiecare zi că nimic nu a fost pregătit pentru nașterea copilului, așa că ajutorul ei a fost soluția perfectă. Pe lângă masa de schimbat, Vlad a trebuit să cumpere un umidificator, un radio bona, un nebulizator și o grămadă de lucruri la care viitorii părinți nici nu se gândiseră. Tamara a criticat trusa medicală pentru bebeluși pe care Iulia o alcătuise, ca și cum ar fi fost un pediatru cu experiență. Vlad nu i-a spus soției sale nimic din toate acestea pentru a nu o deranja, dar era teribil de greu să se certe cu mama sa. O săptămână în acest mediu i s-a părut o eternitate viitorului tată. Aștepta cu nerăbdare nașterea, dar mama lui a spus într-o zi: În primele două luni, bineînțeles, voi sta cu voi. Sunt foarte departe de voi și nu cred că te vei putea descurca singur. De ce nu? Suntem minori sau retardați. Am văzut deja cum ați pregătit apartamentul pentru copil. Creșterea unui copil nu este o glumă sau un experiment. Nu este vorba doar de hrănit, schimbat, legănat și plimbat. Există lucruri cum ar fi colicile, dinții, visele rele și așa mai departe. Deci, cum cresc alții fără ajutorul bunicilor? Aceia vin doar să viziteze, nu să trăiască. Nu vreau ca nepotul meu să fie schilodit de ignoranță. Iulia nu a fost niciodată foarte înțeleaptă, așa că este fericită că o ajut. Mamă, te-ai gândit unde vom fi cazați? Suntem doar noi doi acum, iar apoi vine Iulia și copilul. Vei avea nevoie de o cameră proprie sau vei locui în garderobă? Voi fi bine acolo. În spatele peretelui despărțitor. Mamă, de ce este nevoie acest sacrificiu? Lasă-mă să vin să te iau o dată pe săptămână. Poți sta cu noi în weekend. Dar să stai aici 24 de ore pe zi este prea mult. Cât de nerecunoscători sunteți voi, oameni buni. Alții ar fi norocoși. Câte cupluri tinere nu au cu cine să-și lase copilul. Dar tu. Nu refuzăm ajutorul, atât eu cât și Iulia suntem recunoscători oricum, doar că este diferit să te muți la noi. Fiule, te cunosc. Acum vorbești așa. Dar când va veni copilul, vei cânta o altă melodie. Așa că nici nu vreau să aud. Deocamdată rămân, punct. Vlad nu mai putea face nimic, și acum se gândea cum ar putea să o facă fericită pe Iulia cu această veste. Ei bine, nu pot să o scot pe mama de aici cu forța, nu-i așa? La urma urmei, poate că va fi mai ușor pentru Iulia. Măcar putem ieși cu ea din când în când. Și apoi, poate că mama se va plictisi de casa noastră. Dar Iulia nu ar fi fost fericită oricum. Fiul s-a născut trei zile mai târziu. Totul a decurs bine, băiatul era frumos și sănătos a fost numit Alexandru, după numele tatălui lui Vlad. Tamara a mers să fie la externare din spital, deci drumul a fost lung. Vlad era mai entuziasmat ca niciodată, dar foarte curând soția lui avea să afle că mama lor locuia acum cu ei, iar cheful se pierdea. Proaspăta bunica a mers la maternitate în rochie de gală. Își mutase lucrurile cu câteva zile în urmă, le așezase ca o proprietăreasă în toată regula. L-a pus pe Vlad să facă niște reamenajări pentru a optimiza spațiul. Tamara Andrivna nu avea nicio idee că făcea ceva greșit. O femeie foarte încrezătoare și hotărâtă. A fost un drum lung înapoi, dar, din fericire, copilul a fost bine. A dormit în leagăn și Iulia nu se mai sătura de el. Vlad decorase apartamentul. Soacra pregătise o cină festivă, iar ceilalți bunici trebuiau să vină și ei pentru o vreme ca să-și vadă nepotul. Când Iulia a ajuns acasă, bineînțeles, a observat imediat lucrurile soacrei sale peste tot precum și rearanjarea. Dar habar n-avea că Tamara se stabilise aici și că nu avea de gând să plece. Tânăra mamă nu a pus întrebări, nu a lăsat copilul singur, în timp ce soțul ei și părinții ei sărbătoreau sosirea moștenitorului. Ei bine, cum au sărbătorit, au avut o cină liniștită și au băut vin pentru sănătatea copilului. Curând, părinții ei au plecat, iar Tamara a început să curețe bucătăria. Să alerge prin apartament și să facă gălăgie. Vlad nu înțeleg ce caută lucrurile mamei tale în garderoba noastră. A șoptit Iulia, legănând copilul. Vlad se agita, preluând cuvintele. Așteptase această întrebare și nu știa cum să-și convingă soția să nu fie nervoasă. Va sta cu noi o vreme, la început. Ca să-ți fie mai ușor cu Alexandru când sunt la serviciu. Va fi doar de ajutor, trebuie să te odihnești după naștere. Iulia a fost chiar surprinsă de indignare. Vlad, de ce? Nu e ca și cum aș fi rugat pe cineva să mă ajute. Nu poate să plece. Iulia nu e o străină. E nepotul ei. Nici eu nu i-am cerut, ea s-a oferit voluntar să te susțină. Mulțumesc, bineînțeles, dar cum își imaginează ea asta? Atât de mulți oameni într-un apartament mic, un nou născut, ce rostare. Te rog nu te enerva. Este doar temporar. Faci un dezastru din asta. Iulia își strânse buzele. Nu s-ar fi certat acum, desigur, dar cum ar fi putut trăi cu soacra ei? Din potrivă, mai multe probleme, pentru că Tamara era o persoană foarte ciudată. Nu prea a vrut să o viziteze, așa că acum este înregistrată în apartamentul lor. Ce surpriză! Ei bine, mulțumesc, dragule! Au mutat totul fără mine, au cumpărat o masă de schimbat, toate hainele sunt la locul lor. Am fost responsabilă de tot locul, nu se va sfârși așa. S-a gândit Iulia. În general, era îmbufnată, nici măcar o brățară dăruită de soțul ei nu o înveselea. Tamara, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a intrat în cameră la nora ei. Iulia, este timpul să-l băim pe Alexandru. Haide, te învăț eu. Am fost învățați asta la cursuri, acum Vlad și cu mine îl vom îmbăia singuri. Nu inventați! Mi-am trăit viața, pot explica mai bine decât orice curs. Ați învățat pe păpuși, dar acesta este un copil. Să mergem! Tamara dădea ordine, iar tinerii părinți se supuneau cu reticență. După baie, Iulia a închis în mod deliberat ușa pentru a hrăni în liniște și a pune copilul la culcare. Dar soacra ei nu se lăsa. L-a înfășat greșit. Trebuie să te învăț eu asta. Nu trebuie. Am făcut-o bine. Da. Trebuie să-l înfășori bine și se va deschide în cinci minute. Dă-mi asta. Iulia abia a putut suporta zelul cu care Tamara a început să înfășoare copilul. După aceea a început să-l legene. lasați mă pe mine să o fac. L-ai hrănit. Îl voi legăna eu însumi a răspuns cu severitate soacra ei. Era ca și cum i-ar fi dat de înțeles că Iulia era superflu aici și acum. Mâinile fetei tremurau de furie. Mama, e fiul meu, dați mile mie. Du-te și schimbă-i țuica și spală-i scutecele, ca și cum nu ai avea nimic de făcut. Spălă scutecele în mod corespunzător. Apoi Vlada a intrat în cameră, Fiule, du-te și te odihnește-te, mâine trebuie să lucrezi. Iar Iulia se va duce să facă ceva de lucru. A poruncit Tamara. Iulia a ieșit din cameră, s-a uitat supărată la soțul ei și a șoptit: „Fă ceva. M-am săturat de ea. Nici măcar nu mă pot odihni după maternitate.” Vlad a încercat să vorbească cu mama sa, Mamă, de ce nu te duci să te întinzi, că vrem să ne facem singuri grijă de copil? Ce? Tamara a fost surprinsă. Mă dai afară? Nu. De ce ne tratezi ca pe niște copii? Pentru că știu mai bine. Iulia s-a întors și a spus: Mamă, nu pot rezista o zi cu dumneavoastră în acest mediu. Așa că vă rog să vă luați lucrurile și să plecați acasă. O să vă chem un taxi. Vreau puțină liniște. Am născut acum patru zile. Ți-ai pierdut mințile. A strigat Tamara. Tu nu știi nimic. Nu-i așa. Vom învăța. Nu vă faceți griji. Și vă așteptăm oricând, dar să locuiți cu noi îmi pare rău. Nu sunt pregătită pentru asta. Nu vă supărați, vă rog. Tamara a început să plângă. Vlad și-a privit soția cu reproș. Vă rog, Tamara, nu vă supărați! Iulia, de ce o scoți afară noaptea? Nu, doar că este mai bine pentru toată lumea. Este adevărat. Îmi pare rău din nou. A luat copilul și a mers cu el în bucătărie. Tamara a început să împacheteze. Timp de aproximativ o oră, și-a strâns lucrurile și a plecat. După aceea, nu s-a mai întors timp de aproape două luni. Era atât de jignită. Iar Iulia se simțea ca o învingătoare. Soțul ei nu a putut să o facă, dar ea a făcut-o.